Ploile abundente și vântul puternic de miercuri au provocat consecințe grave în toată țara. Astfel, mai multe locuințe au fost inundate, rafalele au doborât la pământ zeci de arbori, iar unele automobile au rămas blocate în stradă. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit pentru a înlătura consecințele. În seara zilei de miercuri, salvatorii au intervenit în orașul Hâncești, unde au efectuat lucrări de pompare a apei, circa 60 de metri cubi dintr-o gospodărie afectată de precipitațiile abundente. Intervenția pompierilor a fost necesară și în localitatea German, raionul Ungheni. Aici, salvatorii au pompat 15 metri cubi de apă din interiorul unui beci. Circulația pe străzile din capitală a fost paralizată miercuri 29 mai după ploaia torențială care a căzut în după-amiaza zilei. Arterele s-au transformat în adevărate râuri, iar șoferii au înaintat cu greu prin apă. Reparată acum 3 ani, strada Ion Creangă din sectorul Buiucane a fost o adevărată provocare pentru conducătorii auto. Tu reușeai să ieși la Sculeancu, fiind în Buiucane. Vă zdârjiți. Тут серьезнейший потоп. Imagini cu pasajul subteran inundat, care a fost renovat acum 2 ani, au publicat și alții pe rețelele de socializare. A fost dificil și pentru pietoni. Unii nu au mai făcut față situației și au pornit pe jos prin apa care le ajungea aproape până la genunchi. Nice. La câțiva metri distanță, pe strada Calea Ieșilor, a fost aceeași situație. Șoferii au publicat imagini cu porțiune de drum de lângă parcul la izvor, care s-a transformat într-un lac. Șoferii mai curajoși s-au avântat în a trece această porțiune de drum plină cu apă, până și troleibuzele merg încet, iar alții au făcut cale întoarsă și au preferat o reconfigurare a traseului, întrucât mașinile lor sunt prea joase. După ploaie, unii au făcut haz de necaz pe rețelele de socializare. Aceeași situație dezolantă a fost și în centrul capitalei. Strada București, intersecție cu Șusev. Iarăși, o parte din mașini pur și simplu stau pe loc. Alți șoferi mai curajoși își încearcă bolidul să vadă dacă poate să și înoate. Apa a inundat nu doar străzile, dar a intrat și în troleibuze. Primăria a anunțat că s-a intervenit prompt miercuri seara, dar și joi dimineața, în toate sectoarele capitale pentru a înlătura consecințele ploii. Angajații serviciilor municipale au curățat gurile de scurgere a apelor pluviale, au înlăturat arborii rupți și au salubrizat căile de acces în curțile blocurilor de locuit. După 2 zile de ploi, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o nouă avertizare. Republica Moldova se află pentru a 3-a zi consecutiv sub cod galben de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță ploi de scurtă durată ce vor fi însoțite de descărcări electrice. Izolat vor fi averse puternice, iar cantitatea de precipitații ar putea atinge până la 35 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu rafale de peste 60 de km la oră. Codul galben a intrat deja în vigoare și este valabil până la ora 22. Actualul procuror general interimar Ion Munteanu a învins în cursa pentru șefia Procuraturii Generale. Candidatura acestuia va fi propusă președintei Maia Sandu pentru numirea în funcție. Potrivit Consiliului Superior al Procurorilor, Ion Munteanu a acumulat cele mai multe puncte în proba de interviu desfășurată joi 30 mai. Instituția anunță într-un comunicat de presă că procurorul general interimar a obținut 9,21 de puncte. Cât despre concurenții lui, adjunctul procurorului șef al Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovski, a acumulat 8,80 de puncte, iar procurorul anticorupție, Alexandru Cernei, 7,92. Totodată, CSP a luat act de promovare a evaluării externe de către Ion Munteanu, întrucât acesta a susținut cu succes anterior procedura de vetting, atunci când a candidat la funcția de judecător la CSJ. Procuratura Generală a rămas fără șef din 26 septembrie 2023, după ce președinta Maia Sandu l-a eliberat din funcție pe Alexandru Stoianoglo. Două echipe de experți moldoveni și ucraineni vor merge săptămâna viitoare în regiunea Cernăuți, acolo unde a secat râul Nistru, pentru a face o analiză a situației. Ulterior, Ministerul Mediului va face o declarație oficială în care va anunța dacă sunt riscuri pe Nistru sau nu. Precizările au fost făcute de Ministrul Mediului Sergiu Lazarencu în data de 30 mai în plenul Parlamentului. Astfel, oficialul a răspuns la o întrebare pusă de deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Vladimir Odnostalco, referitor la situația din regiunea Cernăuți, Ucraina. Скажіть, пожалуйста,
Какие решения вы видите по этой проблеме? И о чем была речь, потому что в прессе об этом ничего не сказано. Как украинская сторона объяснила тем, что мы, Республика Молдова, можем потенциально остаться без воды? De cealaltă parte, ministrul mediului Sergiu Lazarencu a declarat că dezastrele ecologice se produc inclusiv din cauza agresiunii Federației Ruse în țara vecină. Am aici în mână un fragment dintr-o rachetă rusească pe care mi-a dat-o ieri domnul ministru al mediului din Ucraina. Rachetă care omoară în fiecare zi oameni, copii, distrug orașe și sate. Astfel de rachete au provocat catastrofa ecologică de la Cahovca, care este cel mai mare act de ecocid, crimă de mediu, de la cel de-al doilea război mondial. Acum câteva zile în spațiul public au apărut imagini cu râul Nistru din regiunea Cernăuți, în care se observă că parțial a secat. Ulterior, Ministerul Mediului și Agenția Apele Moldovei au reacționat. Instituțiile au declarat că segmentul râului Nistru din Moldova nu va seca. Explicația este că scurgerea pe teritoriul țării este compensată din lacul de acumulare Nistrean, care asigură un volum suficient pentru a acoperi necesitățile atât în alimentare cu apa populației, cât și menținerea condițiilor de viață în ecosisteme acvatice. În data de 29 mai, ministrul mediului de la Kiev, Ruslan Streleț, a efectuat o vizită de lucru la Chișinău. Oficialul a declarat că Moldova și Ucraina discută un plan de acțiuni în legătură cu situația de pe Nistru. 5 posturi de televiziune din Moldova au rămas fără acte permisive pentru emisie. Este vorba de primul în Moldova, Accent TV, Orizont TV, Canal 2 și Canal 3. Acestea sunt deținute de 3 companii care sunt legate de oligarhii fugari Ilan Șor și Vlad Plahotniuc. Decizia a fost luată de Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională. Anunțul a fost făcut de guvern printr-un comunicat de presă. Au încălcat solicitarea Consiliului de a furniza dosarul complet de informații, prezentând informațiile și datele unui singur cont bancar, în timp ce dețin 5 respectiv câte 8 alte conturi în diferite bănci. În cazul fiecăreia au fost identificate tranzacții care confirmă afilierea cu gruparea Plahotniuc-Șor. Amintim că la sfârșitul anului trecut același Consiliu a decis să retragă actele permisive pentru emisia 8 posturi de televiziune, a căror licență de emisie a fost suspendată temporar de Comisia pentru Situații Excepționale. Măsurile restrictive au afectat canalele Prime, Publica TV, Canal 2, Canal 3, Accent TV, ITV, Orizont TV și TV 6. Premierul Dorin Recean și secretarul de stat american Antony Blinken au vizitat stația electrică de la Brăila, municipiul Chișinău, unde vor fi instalate sistemele de dimensiuni mari pentru stocarea energiei electrice în baterii. În acest sens, Statele Unite vor aloca 85 de milioane de dolari, a anunțat oficialul american. De asemenea, Blinken a subliniat necesitatea urgentă a Moldovei de a-și asigura independența energetică. Am văzut că în războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, cum au transformat energia într-o armă, deci o mare parte din activitatea noastră cu Moldova este de a ajuta să își edifice o securitate energetică. Potrivit premierului Dorin Recean, colaborarea dintre Moldova și Statele Unite va asigura cetățenilor pace și prosperitate. Statele Unite ajută Republica Moldova să depășească problemele pe diferite dimensiuni, în mod special pe dimensiunea energetică. Mai vreau să menționez că ajutorul Statelor Unite nu se limitează doar la sfera energetică. Statele Unite este implicată în efortul Republicii Moldova de a construi o țară puternică, o țară puternică din punct de vedere economic, o țară cu instituții reziliente. Conducerea guvernului a adăugat că Statele Unite ale Americii ajută Moldova în procesul de reformare a justiției și în procesul de combatere a corupției. Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a sosit în Moldova în data de 29 mai, într-o conferință de presă comună cu președinta Maia Sandu. Oficialul a anunțat că pe lângă cele 85 de milioane de dolari pentru dezvoltarea sectorului energetic, Statele Unite vor oferi țării 50 de milioane de dolari pentru lupta împotriva interferenței Rusiei și pentru desfășurarea alegerilor libere și corecte. Din Chișinău, Antony Blinken s-a îndreptat spre Praga, unde în perioada 30 și 31 mai are o întâlnire informală a miniștrilor de externe ai țărilor NATO.
Deși a fost amnistiat în cazul omorului din Codrii Orheiului, crimă produsă în anul 2012, fostul deputat democrat Constantin Țuțu este nemulțumit de decizia instanței. Avocatul acestuia a contestat hotărârea Curții de Apel Chișinău, care l-a recunoscut vinovat de omor prin imprudență, pe clientul său și l-a condamnat la 5 ani de închisoare. Potrivit anticorupție.md, recursul a fost depus la Curtea Supremă de Justiție miercuri 30 mai. Potrivit portalului ziaruldegarde.md, toți inculpații din dosarul crimei din Codrii Orheiului au fost puși în libertate printr-o decizie a Curții de Apel Chișinău. Singura persoană condamnată anterior la 8 ani de închisoare a fost eliberată de pedeapsă prin cauza intervenirii prescripției tragerii la răspundere penală. Alți 4 inculpați, printre care și fostul deputat democrat Constantin Țuțu, au fost eliberați de executarea pedepsei după intervenirea amnistiei și respectiv intervenirii prescripției. Parlamentul de la Chișinău va condamna acțiunile de genocid ale Federației Ruse față de copiii din Ucraina. O declarație în acest sens urmează să fie supusă votului în ședința de joi 30 mai. Astfel, autoritățile declară în mod deschis dezacordul Moldovei față de crimele rusești comise în țara vecină, printre care deportarea forțată a copiilor ucraineni pe teritoriile ocupate de agresori. Despre asta a anunțat vicepreședinta Parlamentului, Doina German, într-o conferință de presă. Această declarație, Parlamentul Republicii Moldova declară că negarea existenței națiunii ucrainene, de rând cu toate politicile inumane aplicate de Federația Rusă față de copiii din Ucraina, cade sub incidența definiției de genocid conform articolului 2, litera E, din Convenția pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid. O declarație similară a fost adoptată de Parlamentul European, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Franța și Islanda. Potrivit Doinei German, de la începutul invaziei ruse în țara vecină, peste 500 de copii au fost uciși, mai mult de 1200 răniți, iar alți 2067 de micuți au fost dați oficial dispăruți. Măsurile privind accesul limitat în terminalul aeroportului internațional Chișinău vor fi prelungite cu 30 de zile, anunță Poliția de Frontieră. Motivele invocate de instituție sunt necesitatea asigurării confortului, liniștii și siguranța tuturor călătorilor. Astfel, va fi permisă intrarea în aerogară doar pentru cei care au bilet și document de călătorie, personalul autorizat și echipajele aeronavelor. Persoanele care vor însoți pasagerii curselor avia nu vor primi acces în aeroport. Amintim că astfel de restricții au fost impuse începând cu 1 mai 2024. Школа – это место, где ребенок получает необходимые базовые знания. Но все ли ему пригодится из школьной программы? Или наоборот, что-то важное он узнает уже только во взрослой жизни? Команда Ньюсмейкер решила узнать у жителей столицы, что стоило бы включить в школьную программу с учетом современных реалий. Cred că ar trebui să fie implementat un program de educație sexuală pentru copii. Cred că asta e cea mai mare rezervă acum care, de care duce lipsă sistemul educațional din Moldova. Развитие информатику, IT-сферу, более внедрить языки. Ну, это сейчас современно, сейчас это актуально, это будущее. Как распоряжаться доходами, финансами, знать, куда их тратить, как зарабатывать и на что тратить. Să fie ceva obiective legate de educația noastră, nu doar cultura generală. Și să fie alegeri la obiecte. Я смотрел в Америке, там еще со школы учат какие-то профессии. Вот не помешало бы у нас такое. Профессиональные, да, направления, чтобы школьник смог ориентироваться, куда идти. И желательно, чтобы все 12 классов заканчивали. Я закончил 9 классов, я жалею. Я считаю, например, очень зря убрали из школьной программы черчение. Кроме того, что это развивает аккуратность, прежде всего, это развивает умение видеть в трехмерном пространстве, в четырехмерном пространстве какую-то фигуру. Где-то подсознательно это влияет на уровень нашего мышления, на его скорость, на его масштаб. Программирование в нормальном смысле этого слова, потому что, мне кажется, в этой области знания школьников устарели очень сильно. Сейчас изучают Паскаль, он, в принципе, не нужен. Мне кажется, лучше изучать Java, Python, подобные языки. По биологии побольше, чтобы, потому что сейчас это очень большая проблема среди подростков, и будет очень полезно. Из опыта, я думаю, что все-таки
Языки и программирование – это сейчас на первом месте. Cred că din clasele gimnaziale se predea ceva ore legate despre marketing, despre bani, pentru ca copiii să știe cum să lucreze cu ei. Bun găsit la o nouă ediție Lifestyle, marca Newsmaker. Doar o zi ne desparte de weekend, dar știrile din ultimele 7 zile nu pot fi ignorate. Astăzi vom face totalurile celui de-al 77-lea festival de film de la Cannes. Vom evolua clasamentul celor mai bune 100 de albume muzicale. Vom visa la un nou tip de ciocolată și de asemenea vom afla ce inovații îi așteaptă pe posesorii de iPhone. Unul dintre principalele evenimente din lumea cinematografiei s-a încheiat cu doar câteva zile în urmă. Ediția 77-a festivalului de film de la Cannes, desfășurată între 14 și 25 mai, a captat din nou atenția întregii industrii mondiale de film. Competiția continuă să fascineze publicul și criticii deopotrivă. Anul acesta, premiul principal, Palm d'Or, i-a revenit regizorului american Sean Baker pentru filmul Anora. Această comedie-dramă spune povestea unei fete care se căsătorește cu fiul unui oligarh rus. Fără să dau prea multe detalii, vă las să descoperiți singuri întorsăturile acestei pelicule. Un alt film care a cucerit inimile juraților este All We Imagine a Slight din India, recompensat cu premiul mare al festivalului. Nu pot să trec cu vederea și alte opere remarcabile. Miguel Gomez a obținut premiul pentru cel mai bun regizor pentru Marele Tur. Premiul juriului a fost acordat filmului Emilia Perez, regizat de Jacques Audiard, iar Jesse Plemons a fost recunoscut drept cel mai bun actor pentru rolul din filmul Tipuri de bunătate. Sper că aveți ocazia să vedeți aceste producții cinematografice remarcabile într-o bună zi. Aștept cu nerăbdare să aflu impresiile voastre. Chiar dacă sunteți mai interesați de muzică decât de filme, Apple Music a pregătit ceva special. A întocmit clasamentul celor mai bune 100 de albume muzicale din toate timpurile. În topul publicat, albumul The Miseducation of Lauryn Hill al cântăreții americane în stilul neo-soul Lauryn Hill a ocupat primul loc. În redacția Apple Music, acest album din 1998 a fost descris ca o operă zdrobitor de puternică, care a devenit un exemplu de muzică calitate, poezie și integritate creativă. Desigur, puteți să experimentați singur impactul zdrobitor al acestui album. Sper că experții nu s-au înșelat. Pe locul 2 s-a clasat albumul Thriller al regelui pop Michael Jackson. Apple Music a remarcat că acest album epocal a determinat amploarea și dezvoltarea muzicii pop în întregime. E greu să nu fii de acord cu aceasta. Top 3 este completat de Abbey Road de la The Beatles, pe care Apple Music l-a descris ca portalul perfect către universul trupei. De asemenea, în top 25 au intrat albumele lui Frank Ocean, Kendrick Lamar, Nirvana, Fleetwood Mac, Radiohead, Bob Dylan, Taylor Swift și Daft Punk. Dacă ați auzit ceva cunoscut, atunci vă place să ascultați piese celebre. Și cu siguranță toată lumea iubește asta. Noutate incitantă pentru toți amatorii de dulce. Oamenii de știință din Elveția au creat un nou tip de ciocolată făcută din jeleu de cacao, care nu doar încântă gusturile, dar și aduce beneficii sănătății. Acest fel de ciocolată conține mai puțin zahăr și mai mulți nutrienți, grație unei tehnologii unice care păstrează toate proprietățile benefice ale boabelor de cacao. Desertul nu doar că reduce aportul caloric, dar oferă și antioxidanți și alte substanțe nutritive esențiale. Aroma sa bogată și textura plăcută fac din ciocolată o alegere ideală pentru cei care sunt atenți la sănătate, dar nu vor să renunțe la dulce. Sperăm că în curând toată lumea va putea savura ciocolată fără remușcări și mai mult cu beneficii pentru organism. O altă veste, posibil că disputa dintre ce sistem de operare este mai bun, Android sau iOS, se va încheia în sfârșit. Se pare că Apple planifică să integreze funcționalitatea popularului chatbot ChatGPT în smartphone-urile iPhone și alte dispozitive ale sale. Se preconizează că noua tehnologie va fi adăugată în următoarea versiune a sistemului de operare iOS 18 și va fi prezentată la conferința Worldwide Developers Conference, desfășurată anual în luna iunie. În plus, Apple este în discuții cu Google pentru a licenția chatbotul Gemini, ce aparține corporației Alphabet. Termenii tranzacției sunt la etapa de discuție, dar chiar și acest lucru este foarte interesant. Despre funcțiile în sine se poate doar specula în acest moment, dar ținând cont de cele care sunt deja disponibile pe dispozitivele Google Pixel, de la Google sunt de așteptat inovații legate de browserul Safari, prelucrarea și retușarea fotografiilor și să nu uităm nici de asistentul vocal Siri.
El va fi îmbunătățit cu siguranță și în cele din urmă va deveni util pentru că, sincer, nu cunosc pe nimeni care să nu-l dezactiveze imediat după achiziționare. Dar ce funcții ați dori să vedeți în noua actualizare? Aici punem punct ediției de astăzi. Ne revedem peste o săptămână. Bucurați-vă de cele mai bune filme și jocuri și, desigur, rămâneți cu Newsmaker pentru a fi la curent cu cele mai actuale informații.